Bună, eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria mea aici la gătește-ușor.ro. Astăzi voi găti pește pane cu sos tartar sau fish fingers. Pentru această rețetă voi folosi mai întâi pentru sosul tartar 70 de grame de maioneză făcută în casa, care rețetă o veți găsi pe site-ul meu, 2 castraveți murați, câteva fire de pătrunjel proaspăt, o ceapă roșie micuță, o linguriță de piper, un pic de sare și 2 linguri de zeamă de lămâie. Iar pentru pește voi folosi 250 de grame de file de cod, 100 de grame de pesmet, 50 de grame de făină, zeamă de la jumătate de lămâie, un ou, o linguriță de muștar, un pic de sare, 8 căței de usturoi și un pic de piper. Mai întâi voi tăia peștele în bucățele și apoi îi voi lăsa la marinat cu sare, piper și zeamă de lămâie. Voi lăsa peștele la marinat în zeamă de lămâie timp de 10 minute, timp în care voi mai face încă o marinată, voi amesteca oul cu muștarul, usturoiul pisat și voi incorpora făina. Am terminat de făcut și la a doua marinată. Acum voi pune peștele în ea, voi amesteca totul foarte bine pentru a mă asigura că toate bucățile sunt acoperite și voi lăsa din nou la marinat pentru 10 minute în frigider. Cât timp peștele stă la marinat, voi începe să fac sosul tartar și pentru asta voi toca foarte mărunt ceapa, castraveții murați și pătrunjelul. După ce am terminat de tocat legumele, voi adăuga peste ele maioneza, sarea, piperul și sucul de lămâie, voi amesteca totul foarte bine și sosul tartar este gata. Peștele a stat la marinat timp suficient, acum îl voi da prin pesmet și voi pune pe această farfurie pentru ca mai apoi să-l prăjesc.
Am încălzit uleiul în această tigaie și acum voi prăji bucățele de pește pe ambele părți până se rumenesc. Peștele meu cu sos tartar este gata. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și să dați subscribe canalului meu de YouTube, gătește ușor.ro. Vă urez poftă bună! Pa, pa!